Băi, fraților, deci înainte de a începe videoclipul, nu uitați să vă cumpărați jocuri bombă la prețuri și mai bombă de pe Eneba. Folosiți și codul ZZANDREI pentru că o să primiți o mică reducere și aveți toate linkurile în descriere. De asemenea, v-aș ruga foarte frumos să nu uitați să vă abonați, bineînțeles, cu clopoțel dacă doriți să primiți toate notificările de fiecare dată când postăm un nou videoclip. Iar dacă doriți să susțineți suplimentar canalul, puteți să deveniți membru apăsând butonul Join. Haideți să trecem la episod. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni la un nou episod din seria noastră minunată de PlayerUnknown Battlegrounds. Băi, deci înainte de toate trebuie neapărat să vă mulțumesc din tot sufletul, prieteni, pentru toată susținerea pe care ați acordat-o acestor clipuri de pe canalul secundar și specific acestei serii, băieți, pentru că nu mă așteptam să vreți atât de mulți și mai mult PUBG, așa că astăzi postăm un nou PUBG squad, sau mă rog, semi-squad, pentru că suntem alături de prietenul Just Cosmin și de prietenul Andres Beloa din Carpați, băieți, o să fie un meci nebun. Din păcate suntem doar 3, trebuia să fie și Nicolas, doar că în 35 de minute începem live-ul, băieți. Nicolas e pe Diffen, nu s-a dat de 10 minute de pe Diffen, așa că nu știm ce face. Unde ne dăm, băieți? Vreți să... preferat. Vreți să... Nu, fiți atenți unde ne dăm. Că noi suntem niște jucători buni, nu-i așa? Suntem jucători aici buni. Ne dăm, uite acolo, băieți, unde am pus eu, acolo unde am pus Mamă, hai că avem loot acolo. Avem, după mergem spre partea asta? Sau pe... Da, mergem în dreapta, că nu cred că o să-și dea mulți acolo. Bă, și ne putem da drop, bine, cred că de pe acum? Cred, da, de pe acum, hai. Drop de pe acum pentru că e harta foarte mică. Prieteni, înainte de toate, nu uitați și la acest episod să dați acolo cât mai multe like-uri. Vreau să văd susținerea voastră și încă o dată mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea. Sunteți genial. Vreau să văd acolo, abonați activ și scrieți în comentarii dacă vă uitați la tot episodul, băieți, pentru că dacă văd un feedback mișto, postăm și mai multe clipuri și mai lungi și cu și mai multe persoane, ca să spunem așa. Hai, băieții, că... Băi, mamă, vedeți că vin mulți aici. Cel puțin, ce vă mașina aia? Nu știu, aia ce că dacă o distrugi e de boss, vedeți să nu vă calci. Ci că dacă o distrugi s-ar putea să-ți dea loot. Nu știu nici eu exact, n-am făcut niciodată asta, dar trebuie să tragi în ea o grămadă, ești nebun. O grămadă și nu se merită, că te știe toată arta, gen. Opa. Hai că avem loot dacă e, băieți. Hai că avem loot, bă. Eu am găsit niște... Prieteni, eu am găsit niște chestii aici, nu mai plânge că ești sub. M-ai auzit? Că, o, AK. AK-47? Da, eu nu prea am nimic, sincer. Bă, eu am câteva chestii mici și frumoase. Shotgun, vrea cineva shotgun, car. Nu avem nevoie de shotgun. Hai să luăm repede aici tot ce putem. Ce ăsta, flash-header, DMR, SR, numai... Oooo, bun! Mamă, M249, ce-i cu ăsta, vericule? Aolo. De unde? De, nu știu de unde. De ce nu știi de unde? Uite un MP, dar... Bă, ce se aud, mă, atâtea... Bă, player lângă noi, player lângă noi! Mai e unul, în casele de lângă noi, peste tot! Cosmine, e în casa de lângă tine, unul și unul aici, unde fiu? Îl văd. Omoară-l pe ăla, din casa de lângă tine și eu l-omor pe ăsta. Mă duc să-l omor. Încărcat-i, bă. Hai, te pup eu. Mort. Bravo, mă. Bă, ce au venit ăștia așa pe... Nu, nu am cu ce să-l bat. Unde? Când am glanț. Nu știu ce am luat arma asta, dar nu-i problemă, băieți, o ținem. Nu, ce... Hai, că-i încăpăce puțin pe ăștia. Puțin așa. Le-am dat-o pe căpăceală. Cască de 2 la mine. Opa. Sunt playeri aproape de noi, bă, dar chiar cască nu am de loot. 2? Vin, aveți glanțe de 7 cumva? Ba, am pentru mine. Avem de 7.62. Câte glanțe ai? Da, și aveți și unele. Câte? 7.71, da, o să am și dacă îmi dai și mie 20... Păi și eu am AK momentan, că n-am altceva. Băi, haideți să mergem la căsuțele astea. Hai acolo. Veniți către mine. Mamă, și vedeți că eu am, prieten, doar 10 gloanțe pe AK-47. Hai că vă aștept. Am 30. Mamă, deci ce-mi place San Hocul, băieți, pentru că începem direct pe bătaie. Asta e frumusețea în San Hocul. Vreau să mergem într-un oraș ceva. Cu control. Control click dreapta sau shift click dreapta, nu mai știu exact. Și scrie acolo numărul și dropezi. Ah, da, da. Gata, sănătate. Uite-l pe ăla, uite-l pe ăla. Ăla-i bot, credinimă. Gata, hai. Hai. Ăla-i botuleanu. Botuleanuș. La final o să fie complicat. Că la final de obicei rămân doar playerii playeri, ca să spunem așa. Poftim? L-aș ruta pe ăla, dar nu știu ce zic. Dă-l mă dreacu, găsim în casele astea tot ce avem nevoie, doamnește. Bă, eu am vestă 2, cască 2. Dacă găsesc o armă șmechere și atașamente, sunt cel mai fericit, ești nebun? Nu mai am nevoie de altceva. Și atât. Deci voi trebuie să găsiți vestă, a? Yep. Ia-o tu pe asta, sau? Da-ți-o voi. Iau eu pe asta din față. Bine, iau eu.
O holo, uite, bam, am găsit un holo. Uite, gloanțe de 7. Bun. Mamă, gloanțe de 7, multe rău. Yes. Ia de acolo, ia să fii. Flash hider. 9 mm. Iau camaca. Eu aș vrea să schimb, frate, să... Ia uite, și mai multe gloanțe de 7. Bă, zici că ne-a ascultat. Vesta de 2 la mine, în casa mea. Uitați-vă unde sunt. Am dat... Vin. Am dat insert. E ce? Ce? Pe mine. Ăsta, 4x dacă vreți la mine. Eu am 6x, dar n-am sniper, din păcate. Am eu nevoie, cred. Ia. Quick draw, flash hider AK, energizant, luăm. Ăla care v-are dot? Tactical stock, luăm. No. Unde m-a așteptat? Oh. Am vector full, ce trec, cum am ajuns să mă bat cu vector cu ei? Extending mag. Încă o vestă de 2, aveți toți veste? Andrei, ia vestă asta de aici. Eu n-am, de eu n-am. Cosmine, vestă. Du-te la unde am pus eu waypoint, în casa asta de aici, unde ți-o arăt. Asta, casa asta de lângă, uite aici. De ce păi am luat vestă de 2? Ai luat-o de 2? A luat vestă, a luat vestă, da, da. Du-te tu, Andres, atunci. Păi bă, n-aveți vestă de 2, Andres are de 1, ești ratat? Acum mă duc. Casa aia. Bun, și acum vreți să mergem în quarry? Nu, hai să mergem la casele de acolo, nu în quarry. Am VSS de ăsta, vei spune. Mamă, dar nu-i foarte bun VSS-ul ăla, eu vreau car sau M24 sau... Și un M16, orice, frate. Uite, drop, în 340. Mhm. Către unde mergem noi? Dar nu prea am arme de bătaie așa. Hai că am băgat X-ul și mergem violea, prieteni. Băi, ce frumoase sunt clipurile astea de PUBG. Așa ca pe vremuri, băi, ți-am putea spune. Frumos, frumos. Dar nu-mi place grafica jocului, e prea slabă și pe ultra. Păi da, mă, prietene, dar jocul ăsta e... La, în jocul ăsta te bas cu ei. Că așa și CSGO grafica e foarte slabă și pe ultra, nu? E un joc gen... Da, mai, arată mai bine CSGO decât aici. Nu, mi se pare. Eu sunt pe low și mi se pare că se vede ok pentru un joc Battle Royale, ești nebun, e un joc Battle Royale ăsta. Aici trebuie să fii bun, Andres. Nu te duci PC-ul să duci pe... Nu, nu mă duce, sunt slab, bro. Nu, dar știi care e treaba? Că dacă, cel puțin foliajul, trebuie neapărat pe foarte mic ca să-i vezi pe ăștia. Că dacă dai ultra, vezi numai plante peste tot și nu mai înțelegi nimic. Nu ai cum să-i vezi pe ăștia, înțelegi? Asta e o settings. Aia zic. O, vestă 3! Bine, tătuțu! Low, gata. Mamă, cât Vector. Ce cube? Cube-ul e un fel de sniper. Vrei să-l folosești tu? Păi eu, dacă vrei, ți-l dau ție. Poți să-mi-l dai mie. Lă, dai insert în casa unde e și-l iau eu. Bine. Și trage cu dasa dacă ești. Vansele. Mamă, dar nu-mi place AK-ul. I don't like the AK. Angle 4, mamă, încă o vestă de 2. Ce fac, mă, la mine în casă, ui? O să-i prim aici. Dar ce faci la mine în casă, te-am întrebat. Mă plimb. Ia uite, mă, fără să-i ăsta nu-ți luat. Păi nu l-am văzut. O, cube-ul, frumos, frumos. Opa, M4. M4? Da. Ce m-ar fi așteptat și pe mine M4 de la... Aia acum, ce să faci? Extended quick draw, flash hider și pun 6x-ul și îl pun pe ăsta așa. Mamă, am 42 de glanțe în încărcător. 2x, luăm glanțele astea. Bă, n-am de ce să am glanțe de 7. Cine vrea glanțe de 7 la mine, să știți că găsiți. Dar nici eu n-am nevoie. Acum vin eu, am nevoie pentru AK. Vreau niște glanțe de 9 mm. Îți dau și o drop dacă vrei, că am vreo post. Hai să văd câte are Andrei aici. Multe. O să stai ceva. Așa. Vedeți că s-ar putea din ăștia către noi, băieți. Mersi, mersi. Să bine. Hai că poate mai apucăm să mai lutăm ceva, uite, căsuțele astea de la margine. Eu nu prea am gloanțe de 5, sincer. Bă, deci acum am și un semi-sniper, să spun așa, cube-ul ăsta. Dacă găsesc un cube Z sau nu știu, orice armă M4. O să fiu fericit, mamă, mă scuzați să mă bat. Cine are nevoie de gloanțe de 9? Are cineva nevoie? Eu am destule. Nu mai am nevoie. Am 200. Nevoie de 5. Bă, dacă te chinui puțin, am de... Nu, n-am. Ia vedem dacă e careva aici. De 4 și ceea ce pe de la ce dreapă sunt. Bă, red zone în față. Nu știu. Bă, da, luptăm casele astea, uite că nu par lutate. Mm-hmm. Dar vede să nu stea jigoșii pe burtă pe aici. Mă duc la asta. Mamă, trebuia să-ți dai și mie frumos odată un... Gata, mă, ia uite, mă, QBZ. Exact ce ziceam, băiți. Sunt un fel de geniu, you know? Mamă, dar bine, QBZ-ul ăla mai mult aș fi preferat M4. Mountain bike. Mountain bike? Le iau și mă plimb.
O, compensator, frumos. Dacă găseam M4A4, avem și tactical stock pentru el, rupeam. Păi extended mag, clar. Încă un compensator, are careva nevoie? Și încă un tactical stock. Cosmine, tu ai M4A4 sau M4A1? M4A4. A, urât, urât. Te-ați văd dacă văd pe careva de aici. Bă, pare Libereanu, băieți, din câte văd eu. Bine, și mai chior de fel, da. Pare destul de Libereanu. Hai că ne-am făcut cât de cât un gear așa micuț de o bătaie mică. Bă, da, e ok. Și pe dămărăsăr. Bă, rezon pe noi. Hai să ne băgăm în casele astea de vis-a-vis. Bine, vine și zona. Andres, vino, stai și tu cu noi aici în casele de vis-a-vis. De fapt, nu, luptăm și mergem repede. Mamă, două mașini de-astea. Redot. Oh, redot, thank you very much. Cine a tras? Supresor. Eu în mașină l-am gândit. E mai bun supresorul sau flash hider-ul? Ia compensator de aici, să l-am aruncat pe jos. E mai bun compensatorul, supresorul nu aud. Dar oricum. Vreau supresor să fie silence. Andres, tu ai R? Opa. M4-1, dacă vrei. Da. De fapt, da, nu vreau că stai full auto. Ia compensator, n-ai R. Tactical stock, Cosmine, ia, ține și voi un tactical stock și un compensator, că n-am ce face. Că ele sunt bune dacă aveți R-uri. Bă, compensator poate să ia Andres. Bă, eu n-am nevoie. N-are nici la rând. Hai să stăm un pic. Mamă, vedeți că vine și zona. Hai să mergem la casele alea. A, dar suntem în zonă, mă, aici. Ce aveți? Ne panicăm degeaba, băi. Poate vine o bombă acum pe noi și facem poc. Prieteni, încă o dată nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri din această serie minunată de PUBG. Dacă eu mai dau un loot micuț pe aici, dacă tot. Bă, și eu. Suntem pe looting. Aici am fost. A, am fost. Încă un compensator. Extended quick draw de. Bă, bun loot. Rep de ăsta. Mi-am luat rep. Nu e ce face cu el. Decoy grenade. Nu știu ce asta, dar bine. E decoy, da. Be careful. N-o vinte ăștia dinspre zonă. Nu văd. De unde? Se bate aia în partea aia. Dar hai să mergem noi către zonă, de-i drept. Spre vest. Hai să mergem către zonă, că aia sunt mai departe. 40 undeva pe acolo. Băi, e mișto mountain bike-ul ăla de la Cosmin, dar n-are rost să meargă doar el, că merge foarte repede și nu face zgomot. Bine, se aude un pic. Dar nu l-am luat, că am zis că n-am pus. Nu mi s-a părut. Mi-am pus 4X-ul pe în 4. Mamă, iar zona băgat. Băi, 29 de persoane, ha mă că mergi și cu nabibii ăștia, dar o să vedem noi acum un del cu bărbații și vedem ce iese. Mamă, trecem și prin cuorii să moară. Dacă aveam un M24, dădeam în ei ca în tarabana, așa, nu știu ce să fie. 32. Bine. 29. Bă, cine a ține compensatorul ăla? Că v-am dat cuiva compensatorul. Cred că aveam eu nevoie de el, băiți. Că QBZ-ul ăsta e ar. Băgam aici picioarele, ce prost sunt. Păi lasă, că mai găsim noi unul. Nu, cred că mai găsim. Se găsește destul de greu. Erau acolo 3 în casa aia. Da, m-am urcat să iau energy. Trebuie să mergem și către zonă. O, de aici. Uite acolo, niște gloanțe, ceva. Da, nu știu. Mamă, suntem în mijlocul tuturor, să mă bată mama. Cască de 2, aveți toți cască de 2? Eu am. Mountain bike. Ia că le-au. De fapt, noi am de una, aparent. Ia casca asta de 2. Cam mai găsit și că e de 2. Bă, m-aș duce puțin mai în față cu ăsta, dar... Nu, vină mă încoace că suntem în zonă. Da, mai bine... Da, cu voi. Uite că e un ATV acolo, dar nu ne aștept cu nimic. Hai repede, că s-ar putea să vină ăștia din spatele nostru. Și ținem frumos. Păi eu stau cu arma în mână, că... Nu, hai pe podul ăsta, pe podul ăsta. Hai. Nu am energie deloc. Deloc? Deloc. Am eu câteva. 4 energiuri, 2 pe inferi. Cam să buz pe loot, băiți. Mamă, dacă ne urcăm aici, ce vedem? Toată zona. România, vedem. Drop în față. Uite aici, hai pe aici. Aulo. Mamă, dacă încep unii să tragă în noi, ne rup. Bă, nu prea unde să te bagi, dar... Opa. Dai, cui? Extended. Băi, mă duc să iau niște gloanțe. M4, bine-s.
Extended Hydro are careva nevoie? 6X și 6X. Extended Hydro și 6X aici. Bă, n-am nevoie de 6X. Luați Extended Hydro, că e bun dacă aveți are. De zona. Încă un M4 dacă vrei, Coco. Nu, nu. Te joc cu Acau. Haideți să ieșim din zona asta. Dragă, careva 4X, nu am pus eu pe AK 6X. Nu, nu, suntem full. Mamă, că suntem lutați. Lutați, vaccinați, uite, mai sunt 15 persoane, bă! Perfect. Hai. 18 oameni. În dreapta aici s-ar putea să fie oameni, dar... Mașină? S-a oprit aici, mașină, mașină, la hangare. Îi văd, îi văd. Unde, unde, unde? În dreapta de tine, gen. Sunt acolo. Mi-a dat knock, m-a așteptat. Cosmine, vino să-mi dai heal, închide ușa și vino să-mi dai heal, Andrei să iei pe acolo. A plecat cu mașina. Dăm heal. A plecat, a plecat, a plecat. Mi-a dat la... Bă, ce m-a așteptat, mi-a dat la pe cap, ești. Să nu vină pe partea asta, Cosmine. Nu, a plecat. Nu ia mai... Îți fac cover. N-am cască deloc. Bă, ce m-a așteptat, ăla mi-a dat direct pe cap. Mamă, dacă ieșeam și eu așa cu click dreapta U. A jucat bine băiatul. L-am văzut, dar n-a apucat să tragă el. Nici n-am vertical foregrip de ăla și s-a reținut rău. Cască de 1 mi-am luat, morții mei. Hai să mergem către zonă, chiar a plecat. Compensator, Andrei, dacă vrei. Am de toate, nu problemă. E bine. Am vestea de 3, un pic spartă. Bă! Dreapta, bat. Oameni. Da, se bate ăștia în spate, hai să-i batem pe ea. Ăștia, că da, vor să vină în zonă ăștia, mă. După copac, cred. Care copac? Nu știu, s-a auzit dinspre un... în zonă. Bă, eu zic să stăm după o piatră ceva, nu știu. Uite, eu stau după o piatră. Mort unu. Uite-l. Mort și ăla, headshot. Gata, hai, în zonă. Mamă, gele, am dat-o! Bine, mă. Ce, se băteau nebunie. Ăla tot alerga, sărea ca nebunul. Mamă, vine zona, băieți. Andrei, vezi că... Nu, Cosmin e ultimul. Da, eu. Și știți că s-ar putea să ne aștepte bulangiu ăla. Dacă mai dau niște. Era de mă mor unul. Mi-a dat în cap. Cosmine, Andres, du-te prin dreapta, așa. Pe aici, de aici trage, de aici. Din stânga unul. Mi-a spart casca. Mi-a tras un headshot. Deci din dreapta trăgea, de pe deal, mă. Mi-a tras din stânga. Nu din stânga, din dreapta, că l-am auzit eu, era cu silencer. Da, era cu silencer, pe deal. Mi-a tras. Îl aud? Casca. Mașina. Da. I-am dat knock-ul ea și mi-a dat unul knock aici, fix în față, la piatră. Omoară, jegosul! Hai, mă, că l-am omorât pe ăla. Da. Ce ratați, păi, ăștia, stăteam. Sus, pe deal. Da, băi, și sus, mă. Mă, băieți, ce ne-au dat ăștia. Bă, dar l-am omorât pe ăla, mă, dar erau mai mulți. Câți erau? Vreau să mă uit acum pe deathcam, să vedem câți erau. Erau 3, mă, trebuia să-i batem pe ăștia, erau 3. Uite, aia din dreapta au tras. Mamă, deci dacă nu muream primul băieți, îi băteam pe ăștia, dar l-am omorât pe unul, dar au sărit 2 pe mine. Uite, și am auzit. Cred că ăsta m-a omorât pe mine. Uite, l-am omorât pe ăla din față. Pe ăsta nu l-am văzut. Aaa, nu l-am omorât pe ăla din spate. Mamă, și-a venit direct să mă moare dacă era și lui lângă mine. Mamă, băi, oricum, locul 4, prieteni, cu echipa asta, eu zic că a mers foarte, foarte bine meciul, doar 4 kill-uri din păcate, dar a fost un meci destul de interesant, adică am omorât și noi câteva persoane, am avut parte de acțiune. Poftim? Am avut și eu 2. A avut și Cosmin 2, da, mă, suntem tanși. Ce să mai facem? Prieteni, cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye.